Pornim. Calculați. 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 Hai să o tai. E extra greu. Calculați. A. Da, nu dau cu ABC, nu. A, da, tot A. Barat. A, barat. Împărți la A. Sufletelul meu. Da. Plus. BBB. Împărți la B. 3DB, domn profesor. 3DB, da. Da? Minus 120. Hai, mama, cu asta e mai ușor și decât mine. Da. Păi nu știu, na. Uite ce ușor, uitați ce ușor e, domn profesor. Minus sau egal? Așa. 11 plus 111 minus 120. Care dă 1. Pentru că orice, de exemplu, e A împărțit la A. Adică, de exemplu, 22 împărțit la 2. Adică 33 împărțit la 3, care dă 11. Și apoi BBB împărțit la B, care dă 111. Păi da, și atunci 11 plus 111, care dau 121 minus 121, mama. Hai, gata. Da? Da, da. Deci, foarte bine. Hai să o facem. Să o facem, domn profesor. Ce scrie? Pe neapărat. Păi pentru că orice număr. Adică de la 1 la 9 ar trebui să fie. Și 99 împărțit la 9 sau 88. Dar scriem așa, copii. 10A. Domn profesor, nu vă spălați pe mine. Da. Nu vă cred. 10A. Dar eu mă cred. 10A. Plus A. Ia scrieți-a descompus. Împărțirea A, adică rămâne doar 10A. Așteaptă, Daria, să vedem, să văd și eu, că eu nu mă combin. Nu e cetur, Daria. Deci, Davide, 10A plus A, în paranteză, totul de împărțit la A. Așa, corect. Plus. Davide, te rog să continui tu acum. Dacă știi, 10B. Noi? 100B, David. 100B. Deci zicem 100. B plus, David. 100B plus B. No. No. Plus 10B. Plus 10B. Că e cifra 10-ul, David. A, da, plus 10B plus B. David, hai să înțelegem. 237 se scrie 2 ori 100 plus 3 ori 10 plus 7. Da, dar distrat cu seriozitate, că tu știi chestia asta. Da? Deci zicem 100B, ori zicem 2 ori 100, ori 100 ori 2. 100B plus 10B plus B împărțit la B. Așa. Totul de împărțit la B, da. Minus 120 este egal cu, continuăm, Davide. Ce facem? 10A împărțit la... 10A și cu un A. 11A. Deci vine 11A împărțit la A. Plus. Plus 111A. 111B. B. Da? Plus 111B împărțit la B. Minus 120. Este egal cu? Adică 111A și totul va fi la fel. 11A. Când avem de împărțit un produs de 2 la un anumit termen, dacă 1 se împarte, e treaba fericită. Deci, bunoară, 11 nu se împarte la A, dar A se împarte la A. Și A împărțit la A face 1 și 11, o rezultatul respectiv, face 11. Da? Deci zicem 11 plus 111. 122. Minus, da, minus 120. Minus 120 este egal cu 122. 122 minus 120. 122 minus 120. Egal cu 2. Egal cu 2. Da. Deci, atenție, ce a fost aici important? Important a fost să scriu în baza 10. Să vedem dacă știu să desfacă. Corect, asta am vrut să vedem. Hai să mai scriem încă o dată, ieșiți. Nu din ăsta. AB. Nu, acum las cu mai greu. No. Dar ce a, deci, ABC, cine este ABC? Un nume necunoscut. Dar cine este ABC? Așa încât AB plus BC plus CA. AB plus BC plus CA. Mai ales, domn profesor. B nu e același de la... Stați. De la al doilea și C1 e același de la al treilea. AB și C trebuie să fie... Atenție, David. Nenule.
cine este ABC numărul respectiv? Știm că AB plus BC plus CA este egal. B-ul de la prima e același cu B-ul de la B-ul de aici este același și aici, da? Asta. Cifre sunt. A, B, C sunt cifre. Cât dă, domn profesor? Egal cu... 2. 100... 0. 10. Egal cu 110. Cine... Care sunt numerele ABC care satisfac condiția asta? AB plus BC plus CA egal cu 110. Nu căuta exemple. Cauți în memorie chestia asta, nu dai peste ele, pe simplu. Să desfacem, trebuie nu? Să desfacem. Păi o să fie 11, păi, hai să 11 plus 11, ce egal cu 10. Cum ai făcut? Cum ai ajuns la 11? A ori 10 plus B plus A ori 10 plus 10. Dai Daria să vadă și... Deci desfacem în baza 10 și zicem A ori 10, adică 10A. Te rog, contu-mă, Davide. Zi tu, Davide, hai. A ori 10. Deci 10A plus B plus 10B plus C plus C 10C plus A. Bravo. Da. Este egal cu 110. 110. Echivalent cu, te rog. Echivalent cu 110. Nu, echivalent. Acum, reducem. 110 aș pune de aici. 11A. Deci vine 11A. 11A plus 11B plus 11C egal 110. 110. Acum ce putem face? Pot să fac 100. Nu? Nu, bă, adun. 111 împărțit la 11. Poate pe 11 în factor comun. Așa să zicem, da? Deci vine 11 pe lângă A plus B plus C. Egal cu? 10. 100 egal cu 11 ori 10, da? Da. Și putem împărți egalitatea prin 11. Că și știm bine, o egalitate poate fi mulțită sau împărțită. Ea nu se schimbă. Dacă mulțim și împărțim cu aceeași numă, da? Și iată, de aici rezultă că A plus B plus 10. Ei, acum, gândiți-vă la toate posibilitățile de descompunere. Trebuie să fie sub 10. Încât suma lor să facă 2, 10. Nu, vă spun eu 1, 2, 2, 2, stați. Poate fie și 0, nu? A, poate să fie 0? Nu. Nu. Deci cazul întâi, A egal cu 1. Și atunci rezultă B plus C. Cum vă învăța, domn profesor? Egal cu cât? B plus C, 10 minus 1, da? Egal cu? Așa trebuie să-i profesorul, da, să știți că eu sunt încăpățânat și fac același lucru. Cum? Da, tu care ești încăpățânat, dar să vezi că nu ajungi la rezultatul acela și cu rămâi cu încăpățânat. Da. Și eu nu vreau să rămâi încăpățânat. Și ai să pierzi cu ceva, vreun da, rezultat. Deci eu țin tare mult să te... Să lucrați așa. Aduc pe linia cea bună, Davide, pentru că tu ești un copil bun, dar dacă ții cu încăpățânare la ideile tale, ai și eșecul. Da, da. Cât? 1, 9, 0, 2, 8, 0, 3, 4, 0. Davide, deci aici. 0, B da. Egal cu 0. C egal cu 9. Și atunci avem B egal cu... Și avem numărul 109. Nu așa, domn profesor. De ce o nu? Eu am găsit 9, nu foarte multe. Deci, găsim 9. Cred că găsim chiar 10, nu? De la 0 până la 9, chiar 10 o să fie, bănesc. Cert este că doar cu A egal cu 1 am găsit 10. Dar noi vă mai lipsește 1. 10? Vă mai lipsește. Păi B egal cu 1 ce egal cu 1. B egal cu 1, Daria. Și ce egal cu 8? Atunci numărul este 100. Doamne profesor, dar nu uitați. Continuați să găsiți dumneavoastră. Și eu o să vă arăt că ce e 0. B? E 9 și ce este 0. Nu le schimbăm. El ajunge acolo dacă mergi crescând. Da? Dar tot acolo ajunge, le prinde pe toate, da.
uite, ca să fie o ordine. Eu altfel, am o grămadă. B-ul e egal cu 2, Davide. Și C-ul e egal cu 7. B-ul e egal cu 3. Și C-ul egal cu 6. B egal cu 4. 4 și C egal cu 5. B egal cu 5 și C egal cu 4. Vezi că se întorc, da? Da. B egal cu 6. B egal cu 6. C egal cu 3. Egal cu 3. Eu am B egal cu 7. Da. C egal cu 2. B egal cu 8 și C egal cu 1. Și B egal cu 9 și C egal cu 0. A, doamn profesor, da. Acum noi am găsit 9, 10. Oh, mai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8. Asta când am luat pe A egal cu 1. Da. Mai avem tema ca să spunem. A egal cu 2. O, domn profesor, o să fie tare. A egal cu 2 și iarăși găsim... Și mă interesează să găsim toate numerele, da? O, ne-ați omorât. E mult de căutat. E puțin mai greu, dar... Nu, problema are finalitate, putem merge foarte bine. Deci, da, dar sunt multe, că putem să, poate, să, putem să, putem să punem pe A până și 9. Da. Păi, că pot să pun 9, dacă, 0, 1, 9, 1, 0. 0, da, și atunci... Dacă îl punem pe A egal cu 9... 9, 1, 0, 0, 9, 0, 1, 9, 1, 0, 9, 0, 1. Stați! Nu! Nu! Da. N-avem... Deci toate aceste numere n-au voie să fie 0. Dacă așa, nu după asta. Așa este. Deci iată, o face observații, fiindcă vorbim de A, B, B, deci, C, B, 0 și 9 vreau să nu-l mai văd, doamn profesor, că nu-i bun. Corect. Ok, bun. Iată, observații foarte bune. 8 ar fi bine. Da, ba, da. Deci, Daria, tu se sigur asta. Da, cifrele nu pot să fie același. Ba, pot. Eu mai, nu mai atunci apoi 8, nu. Scrim A, B, scrim B, C și C, adică A, B și C diferite de 0. Deci observația asta ar fi, da? Diferit de 0. Spune diferite de 0, nu spune să fie diferit. Da, ce corect. Davide, deci domn profesor, acum dacă mai e timp. Deci o chestie, o chestie. Nu. 4 pe 4, căsuță 9 pe 9. Mai mic, mai mic, mai mare sau egal? 4 pe 4, 4 căsuță 9 pe 9. Mai mic, mai mare sau egal? Mare 9 pe 9. Nu, că sunt egale, că e un întreg. Și acum am încă una, domn profesor. 4 împărțit la 4, egal cu 9 împărțit la 9. Și acum, haide să-ți mai dau una. Asta mai ușoară. 6 pe 7, căsuță 2 pe 7. 6 pe 7, căsuță 2 pe 7. E mai mare 2 pe 7, domn profesor. Corect. Care? 2 pe 7, nu sunt așa de... 2 pe 7 e mai mare? Da. Pentru că 6 pe 7 ne rămâne doar o bucată, dar 2 pe 7 ne rămâne în 5 bucăți. Deci, la 6, care din astea e mai mare? 2 pe 7. 2 pe 7 e mai mare. Da. Păi dacă au același numitor, e mai mare cea care are numărătorul mai mare. Ba, nu! E cum mai tare? Pentru eu spun că 7 pe 6 este mai mare. Sigur că da. Deci ăsta e mai mare. Păi, dar de ce? Pentru că au același numitor și numărătorii ne indică. Dar păi da, dar au, adică dacă 6 pe 7 ne rămâne o bucățică, dar 2 pe 7... Păi dar nu restul acela te interesează. 6 pe 7 înseamnă 6 pâini împărțit la 7 oameni, le dai aproape o pâine, da? Da. Pentru că două pâini dacă împarți la 7 oameni, le dai mai adică puțin. Cât ei. Sigur. Valoarea. Ar fi cât ei. Da, 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 da. Din întreg. Deci cât ei din întreg. Okay. Dar mai, Daria, două fracții se compară așa, când au același numitor, numărătorii spun. Dar dacă nu au, uite, Daria, 7 pe 8, Daria, cu 6 pe 7. Păi, 7, dacă este mai mare. Care e mai mare? 7 pe 8 și 7. Că? 7 pe 8. Ce motiv ai? Pentru că numitorul e mai mare de 5. Ba nu, mai mare e 6 pe 7. De ce? Pentru că nu s-a aceeași numitor. Păi atunci mă duci. Am ridicat pe asta cu 7. Și pe asta cu 8. Și avem? 49 pe 7 ori 56. Cu vecina și 48. 6 ori 48. 48 pe 56. Deci tot a doua e mai mare.
Cum a doua? Prima, mă scuzați. Prima mă gândeam la... Da? Da. Deci când nu au aceeași numitor, le aducem aceeași. Deci tot prima primare. Da? Da. Bine, hai să ne oprim. Da. Ce am făcut noi interesant așa? Am făcut problema aceea cu teorema împărțirii curești, da, în baza 10. Da. Deci cam asta a fost important. Ne oprim aici. La revedere, dragilor! Să nu uitați de like și share! Așa! Vei cu mine pe Facebook!